Bună dimineața! Bună dimineața! Bine v-am regăsit! Partea cu concedierile, asta a fost prima etapă de când Elon Musk a trecut la șefia companiei Twitter. Până acum, aproximativ 4500 de oameni vor rămâne fără slujbă sau au fost anunțați că vor fi întrerupte contractele de colaborare. Iar a doua chestie care a creat, așa un pic de scandal, de și a pornit așa un val de glume pe internet, este cu această bif albastră. Această bif albastră o regăsim pe mai toate rețelele de socializare, și pe Instagram, și pe Facebook, iar acolo și și pe Twitter înainte avea o semnificație, adică persoana care este în spatele acelui cont este o persoană adevărată sau dacă este o companie este într-adevăr contul oficial al acelei companii sau putea să fie un insti o instituție sau un institut de stat, un guvern și așa mai departe. Iar pentru această verificare, persoana din spatele contului trebuie să trimită tot felul de documente și într-un final cineva de la acea rețea de socializare aproba sau nu acea bifă. Ce au făcut cei de la Twitter, cel puțin de când Elon Musk a devenit CEO, e că această bifă poate fi cumpărată cu un abonament lunar care costă 8 dolari pe lună. Deocamdată este disponibilă doar în anumite țări, în Statele Unite ale Americii, Canada, Australia și Marea Britanie. Um, iar o, aici o să vă dau și un exemplu. Aici avem contul lui ISUS Hristos, uh, care e din Israel, cu linkul către pagina de Wikipedia. Uh, are doar around Jesus acolo, deci ăsta este contul lui, și are bifa albastră. Uh, evident că acesta este un cont fals. Uh, și știi și motivele. Uh, doar că atunci când vrem să aflăm de ce este un cont fals, dacă dăm clip pe Bifa Albastră, vedem aici că acest cont este verificat pentru că este abonat la Twitter Blue. Twitter Blue este acel abonament de care povesteam mai devreme. Dacă mergem la un cont de companie, la companie tot, al lui Elon Musk Tesla și dăm click pe această bifă albastră, aici vedem că este un cont verificat pentru că face parte dintr-o categorie, fie este o companie, o agenție de știri și așa mai departe. În cazul acesta este o companie din zona auto. Și pentru că foarte multe conturi false au apărut cu această bifă, au apărut și tot felul de probleme. De exemplu, compania Lily Stock, Eli Lilly Company, așa, cineva a făcut acest cont fals, și a spus că ne bucurăm foarte tare că de acum insulina va fi gratis. Asta este un mesaj care se presupune că ar veni de la o companie care trăiește din vânzarea de insulină. Iar în momentul în care acest tweet a apărut, această companie a pierdut câteva sute de milioane de euro din evaluarea din valoarea de la bursă, și am mai fost cazuri, de exemplu, acest cont, această postare falsă de la SpaceX, care a anunțat că închidem toate misiunile iar toți banii vom dona mai departe în tot felul de de ONG-uri. Inclusiv Donald Trump a apărut pe Twitter din nou, deși este, repet, un cont fals și a spus că Obama este cel mai bun președinte pe care l-au avut Statele Unite ale Americii. Inclusiv un cont fals Apple a apărut, care a spus că uite, de acum o să vindem Apple Air Plus, care este practic o, o, colecție de atom pe care îi puteți găsi doar în aerul din magazinele Apple Store și dacă plătiți 10 dolari pentru 30 de minute să puteți să beneficiați de această um, experiență. Între timp, pentru că de la Twitter trebuie să plece foarte mulți oameni care fix de acest lucru se ocupau de verificarea postărilor, de verificarea conturilor, o să fie un pic cam dificil în următoarea perioadă um, ca această problemă, să zicem așa, să fie rezolvată uh, destul de ușor. Însă nu este singura companie care trece prin uh, niște momente ceva mai grele că, inclusiv Amazon a anunțat că uh, o să dea afară aproximativ 10.000 de angajați, iar concederile vor începe cu această uh, săptămână. Uh, vor fi concediați oameni din zona de retail, uh, din zona de magazin, uh, de uh, zona de resurse umane și evident din partea de, uh, uh, de programare. Și la Facebook sunt ceva probleme cu 11.000 de angajați care vor fi dați afară în următoarea perioadă. Foarte mulți dintre ei fix pe partea de suport, acolo unde aveau deja o problemă cu verificarea postărilor, cu verificarea fotografiilor și o să fie interesant de văzut ce vor face în următoarea perioadă, dacă vor înlocui oamenii cu inteligență artificială care are și ea foarte, foarte multe defecte. Și gata, mă opresc aici, ne revedem și mâine dimineață. Zi ușoară să aveți!